Poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină mare. Celor din umbra și latura morții, lumină le-a răsărit. Este exact continuarea subiectului care l-am vorbit vineri sau joi, când am spus că Dumnezeu, după ce a trimis pe Fiul Său să mântuiască neamul omenesc, ca să trecem așa ca într-o continuare, s-a coborât în iad cu sufletul ca să propovăduiască 30 de ore Evanghelia la toată făptura. De aceea spune că celor din întuneric, lea și din latura morții, lumină le-a răsărit și alergau cu pași repede spre lumina cea neapropiată, deci care nu putea fi pipăită. Lumina cea pururea viitoare, dumnezeirea de nedescris și de necuprins. Duminica de după bobotează are două rosturi fundamentale. Întâi, de a fundamenta personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul, despre care am vorbit și să știe aproape tot, inclusiv activitatea, rămânând să vorbim despre sfârșitul vieții lui și minunile de după viață, ca să aveți un ansamblu de idei asupra personalității Sfântului Ioan Botezătorul. A doua caracteristică a Evangheliei este de a scoate în evidență rolul familiei creștine în nașterea de sfinți. Deci, rolul pe care îl are familia creștină, mama și tata, în a dărui bisericii sfinții de care are nevoie cerul și pământul. Pământul să fie ocrotit de rele, iar cerul să fie completat de numărul îngerilor căzuți. Pliniva căderi, zdrobiva capetele multora pe pământ, Duhul Sfânt la psalm. Iar ultima parte, de a întări încă o dată în mintea noastră dogma Sfântului Botez. De ce spun de a întări încă o dată în mintea noastră dogma Sfântului Botez? Toate mărturiile și toate scrierile Sfinților Părinți, care n-au fost oameni la întâmplare, s-au luat de aici și de acolo, ci oameni care au trăit în asceza desăvârșită și iluminarea desăvârșită, au arătat și au fundamentat că botezul este nașterea cea de-a doua sau a pocăinței din Duh, prin care tata și mama, atunci când se unesc împreună și nasc un copil, îl duc și îl dăruiesc bisericii spre botez, nu că acela trebuie să primească credință sau el știe ce face, ci pentru a-l dărui lui Hristos de mic și de a-l scoate din cele două ghiare, moartea sufletească sau păcatul adamic și moartea veșnică, deci de a-l scoate din robia morții pe care Hristos a distrus-o cu scump sângele său și cu moartea sa, începătura celor adormiți, Apostolul Pavel. De ce am accentuat această frază? Pentru a deschide încă o dată bine urechile și mintea că botezul se face o singură dată, se face pecetluitor, deci odată ce s-a făcut nimeni n-are voie să-l repete a doua oară, spune unul din canoane, numai dacă o persoană nu știe dacă a fost botezată. De exemplu, găsești un copil orfan luat de la leagă. Și de acolo îți spune, Doamne, nu știu, noi l-am primit de la creșă, l-am primit de nu știu unde. Acela, cu îngăduința și cu mare pogorământ, îl botez a doua oară ca să fii sigur că are taina Sfântului Botez. Dar dacă o are și îndrăznești să-l botez a doua oară, răstihnește Hristos. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor și nu mai multe. Celelalte botezuri, vi le-am spus, botezul pocăinței când spovedești păcatul și plângi cu lacrimi și botezul cu foc, care poate fi spiritual prin Sfintele Taine, cum spune în rugăciunea de împărtășit și destul de clar, zice, ca nu din nepăsare, depărtându-mă prea mult de trupul tău cel ceresc, vicleanul vrăjmaș să mă cuprindă și să fiu înghițit de lupul cel înțelegător, adică de diavolul care e ca și noi rațional și are înțelepciunea și iscusința de a ne vicleni. Deci asta trebuie să țineți minte. Iar botezul ultim, sau botezul apocaliptic, care va fi focul veșnic și, de fapt, oglinda înfricoșatei judecăți, de acela nu scapă nimeni. Acela este botezul despărțirii oilor de capre sau celor de-a stânga de cei de-a dreapta. Și trecând în continuare la problemele noastre, vom vorbi așa. Legat de personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul, ne-au rămas următoarele lucruri. Om statornic în cuvânt, om hotărât, după cum spune însuși Mântuitorul Iisus Hristos atunci când este la Iordan și vin ucenicii ca să întrebe. Această întrebare n-a fost la întâmplare. La curtea lui Irod s-a produs mare tulburare.
Ce se petrece? Ioan este închis în temniță. De ce este închis în temniță? Pentru că, cum de obicei, biserica are datoria și trebuie să o facă, amintea lui Irod că n-are voie să țină pe cumnată sau pe femeia lui Filip și să curvească cu ea. Ei, aceasta e Irodiada, femeie frumoasă, trupește, vreau să spun, adică minte avea mai puțin că înclina spre păcatul desfinării, n-a suportat mustrarea acestui mare proroc. Deși Irod știa că ăsta e om temut în popor și om slăvit de popor și știa că e om cinstit și corect și că nu-i spune minciuna, dar nu putea să suporte adevărul și atunci ce s-a întâmplat? El tăcea așa într-o oarecare nepăsare, n-a luat nici atitudini pozitive, nici negative. Dar femeia, vipera, ce a zis? Cât o să mai comenteze ăsta tot la adresa mea? Stai că îi găsesc eu leac de cojocul lui. A făcut un ospăț mare împărăție, l-a îmbătat bine pe Irod și în timp ce l-a îmbătat, Irod și-a adus aminte că fiică-sa și mamă-sa știu să danseze frumos. Și a zis așa, am nevoie de acel dans minunat care să desfăteze serata din palatul din această seară când ei își petreceau petrecerea, care să aducă farmecul și valoarea acestei petreceri prin acel nemaipomenit dans iudaic, care Irodiada și cu fiică-sa îl moștenise din moș strămoș. Dar ce-a făcut vicleana? Dar ce-mi dai tu mie în schimb? Nu pot să dansez degeaba. Bani nu vreau, că sunt nevastă de principe, nevastă de senator, cum se cheamă, de guvernator. Frumoasă sunt. Haine am. Zice, atunci îți voi da orice îmi vei cere până la jumătate de împărăție. Deci iată câtă tâmpenie poate omul să aibă la beție și ce jurământ fatal putea să scoată din gură. De ce spun acest jurământ că este fatal? Este la fel de asemănător cu cel din timpul lui Mavrichie împărat, când împărăteasa căuta prilej să-l ucidă și nu știa cum. Și atunci amblat cu vorbe mieroase și el fiind tot bărbat hotărât în cuvânt, la un moment dat îi șoptește împăratul, îi zice, sunt bolnavă de moarte. Împăratul, ca omul care își respectă soția, la fel îi spune, zice, și ce aș putea să te fac, să fac ca să devii sănătoasă? Ce-ți lipsește? Ce te doare? Ce suferi? Asta te-aș s-a gândit și la urmă îi strecoară cu viclenie. Am avut un vis ciudat. Zice, dacă voi purta sceptru împărătesc și corona împărătească o jumătate de oră, îmi voi reveni. Împăratul în prima idee a spus, da, asta e cu neputință, zice, cum să încredințez eu coroana și sceptru, zice, unei femei, dar nu s-a auzit așa ceva, zice, în neamuri împărătești, zice, împăratul, zice, preia comanda, ei, atunci ai să mă vezi moartă. Și într-adevăr, împăratul de dragostea ei și de dorința de a o vedea sănătoasă, i-a dat sceptru și coroana și cea din tâi poruncă a dat să se taie capul împăratului. Dar în clipa când îl duceau să-l taie, a rostit acel cuvânt, drepte-și, Doamne, și drepte-și judecățile tale. Dacă Tu m-ai luminat și eu am știut că asta nu se face, de ce am făcut? Deci nu s-a supărat și nu era întristat de moarte, fiindcă își semnase sentința singur cu mâna, precum și altă dată Adam în rai, când Eva îi spune, ia și gustă, vezi, uite ce bun e și frumos la mâncare rodul ce m-a omorât, spune cântarea. Și în acea clipă, Adam îi amintește totuși femeii, ca și Mavrichie împărătesei, zice, da, da, a zis Dumnezeu că dacă mâncăm, murim, a, lasă, taci din gură. Și uite, în felul acesta s-a strecurat moartea și păcatul în sufletul lor și la fel mai departe și în sufletul lui Irod. Și ce face acest Irod? Îi promite că îi va da orice va cere, cum v-am spus, până la jumătate de împărăție. După acel dans plin de balsam satanic, Irod, amețit de băuturile și de puterea vinului sau ce se mai bea pe vremea aceea, i-a spus, zice, acum cere ce vrei. Și spune că i-a cerut capul Sfântului Ioan Botezătorul. S-a cutremurat, spune Scriptura, s-a cutremurat, pentru că se temea și de popor și de sfințenia lui Ioan. Dar jurământul, cuvântul rămâne cuvânt. Și-a dat ordin să taie capul Sfântului Ioan Botezătorul și să fie adus pe tipsie femeii. Dar nici pe tipsie nu tăcea Ioan Botezătorul și mustra fără de legea lui Irod, spunând, nu se cade ție să ții pe femeia fratelui tău, Filip. Și atunci îi înțepa limba cu acus, purcăciunea de femeie, numai ca să tacă și n-a tăcut. Și când a văzut că nici așa nu tace, l-a pus într-o oală de lut și l-a îngropat în taină.
L-a îngropat în taină undeva în curtea palatului. Dar sfetnicul de taină, sau ca să spun așa, una din ucenițele Sfântului Ioan Botezătorul, consemnată și de evanghelistul Luca în rândul mironosiților, era Ioana, femeia economului lui Irod, care a strecurat urmele Irodiadei, le-a pipăit unde merge, a urmărit-o ce face, a trecut în taină și când i-a fost cu putință, a luat de acolo capul Sfântului Ioan Botezătorul și l-a dus și l-a ascuns în muntele Eleonului, să nu cumva să fie necinstit de această nenorocită femeie. Înainte de a se întâmpla aceste evenimente, încă când era Ioan în temniță, Iisus Hristos cunoștea dacă era Dumnezeu. Și a trimis pe cei doi ucenici, Ioan, pentru că simțea că i se apropie sfârșitul, și a spus, mergeți la cel de pe malul Iordanului și întrebați. El este cel ce vine sau pe altul să așteptăm? Ioan știa că dacă îl botezase, văzuse cerul deschis, dar voia să-i încredințeze pe ei că așa este. Și în clipa, cum ați auzit, Evanghelia n-a fost, trebuia pusă azi, dar am pus-o ca o completare a minții, ca să fim foarte atenți și să avem mărturia Scripturii, să nu spună cineva că vorbim din auzite. Vindecau orbi, bolnavi, șchiopiologi, slăbănoci și mai mult decât atât, ei totuși întreabă, zice, tu ești cel ce trebuie, cel ce vine sau pe altul să așteptăm? Iisus Hristos n-a spus, eu sunt. Ce a spus așa, mergeți și spuneți lui Ioan tot ceea ce auziți și tot ceea ce vedeți. De orbi, de șchiopi și așa mai departe, până spune, zice, și morții înviază. Și morții înviază. De ce spune că și morții înviază? Pentru că el avea puterea să învieze ce fel de morți? Cei care n-au auzise vreodată de cuvântul lui Dumnezeu, vameși, farisei, oameni ai societății, tot felul de oameni ai timpului veneau și se botezau de cuvintele lui, de puterea Duhului cu care îi învăța și în același timp de sfințenia lui Ioan. Și atunci profită, cuvântul profită este un cuvânt impropriu, ține de moment Iisus Hristos, care are atâta public în jurul lui și face cunoscută înainte de moartea sa personalitatea lui Ioan Botezătorul. Nu trestie clătinată de vânt, nu om cu haine moi ce stă în casă împărătească, nu om ce pierde vremea în deșert, ci arată întreaga lui statură sufletească. Înger în trup și cel mai mare om născut din femeie. Și de ce spune că înger în trup? Trebuie ca să fim cu mare luare aminte aici, că aici se completează două mari taine. Una, se completează taina nașterii Fecioarei, așa cum o femeie născută fără de sămânță, deci așa cum o femeie a născut fără de sămânță prunc, așa cum tatăl a născut pe fiul fără de mamă prunc, așa cum Ioachim și Ana naște pe Fecioara Maria, din vârstă îmbătrânită și din rugăciune, și Zaharia și Elisabeta la fel nasc din vârstă îmbătrânită și din rugăciune, deci Dumnezeu le dezleagă stârpiciunea și prin împreunare au fii, deci Fecioara Maria și Ioan Botezătorul nu sunt născuți ca și Mântuitorul Iisus Hristos din pântecele Fecioarei, ci din sămânța femeii și din sămânța bărbatului. Și în clipa când Fecioara, adică femeia, vine și poartă dumnezeirea în pântece, ca să fie o egalitate între greșeala lui Adam și greșeala Evei, și Ioan Botezătorul pune mâna în creștetul Mântuitorului. Este același lucru. Nu s-a arde Fecioara în pântece, nu s-a arde Ioan la mână. Deci este egalitate de sfințenie și în clipa în care Ioan, care avea să moară cu capul tăiat în temniță, primește botezul mucenicesc, adică al sângelui, el în același timp se sfințește și primește Duhul Sfânt din atingerea de Mântuitorul, având același botez cu Duh Sfânt și cu foc, împlinind și el la rândul lui pecetea Vechiului Testament, adică de la el încolo n-a mai fost nevoie de proroci. Astăzi se găsesc proroci pe toate gardurile și pe toate drumurile, dar nu-și prorocesc decât propria lor cădere, spune Părintele Arsenie într-o carte. Sectarii sunt lupii care curăță trupul bisericii de hoituri putrede. Ceea ce nu este bun în ortodoxie, culeg sectarii. De ce? Cel ce nu-și înțelege credința și rostul în lume și în mântuirea sufletului pe calea divinității
Mântuitorul Iisus Hristos și a celor șapte taine sunt racolați ca oile capii din turme de cine apucă și duși pe unde vor. Adică, cum spunea mai departe Mântuitorul, cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că Ioan Botezătorul a fost în strânsă legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos privind porunca prorociei. Deci n-a prorocit ce a vrut, ce i s-a spus. Deci ce i s-a spus, ce i s-a descoperit. Dar cum i s-a descoperit? Pe cale de post, pe cale de asceză și pe cale de sfințenie. Și ce i s-a descoperit? Peste care vei vedea pogorându-se Duhul Sfânt, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt și cu foc. Dar acela era Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Duhul Sfânt nu se dirigează. Și iarăși am spus, și iarăși susțin și afirm lucrul acesta. Să nu trăim cu impresia că Duhul Sfânt este dirijat de oameni, ci de Dumnezeu. Harul Duhului Sfânt intră în om la botez, iar harurile Duhului Sfânt sunt harisme speciale care omul le primește pe măsura ostenelii lui. Nu ale pădării de credință, ci pe măsura ostenelii lui. Din mult post vine iluminarea minții, din multă rugăciune și comuniune cu Sfânta Împărtășanie vine discernerea duhurilor și apoi vine vederea dumnezeiască sau contemplația prin care omul poate să ajungă să cunoască, cum spune Pavel, nu știu dacă în trup sau afară de trup, și în felul acesta omul este în comuniune directă și ascultare cu Duhul Sfânt, dar nu într-o treaptă definitivă. Deci numai la catolici s-a obișnuit lucrul acesta al ordinelor, adică franciscani, carmeliți, ăștia, contemplativ, tot felul de, are o normă, are o țintă, are o sumă de lucruri de îndeplinit și el este într-un ordin. Ca și cum un director trebuie să prevadă să aibă diplomă, să aibă studii, să aibă experiența în câmpul muncii și să fie specialist într-o anumită ramură pe care o conduce. Ei, aceasta îndeplinește funcția de director. Ei, în rugăciune și în revărsarea Duhului Sfânt, acestea nu sunt la întâmplare. Apostolul Pavel spune, nu, toți pot să fie proroci și nu vrea să spună că nu toți pot să fie proroci. N-au ce proroci. Ce să prorocească? Venirea Mântuitorului în lume s-a prorocit. Nașterea din Fecioară s-a prorocit. Învierea s-a prorocit. Înălțarea s-a prorocit. Coborârea la iad s-a prorocit. Schimbarea la față s-a prorocit. Cel ce se îmbraci cu lumina ca și o haină. La față, nu s-a schimbat la față făcându-se norm de lumină. Mai departe, în sfârșit, mântuirea lumii și înfricoșata judecată s-a prorocit prin Apocalipsa Sfântului Ioan Evanghelistul. Ce mai este azi de prorocit? Ce mai trebuie și ce a rămas neprorocit? A rămas de prorocit un singur lucru pe care Dumnezeu l-a spus. Noi să ne facem sfinți prin calea sfințeniei. Cum? Prin cele ce le-am văzut, prin cele ce le vedem și prin cele pe care le vom vedea. Iată ce prorocie concretă și autentică. La care Mântuitorul dă trei replici. Feriți-vă de prorocii mincinoși să nu vă înșele, feriți-vă de lupii răpitori sau de păstorii mincinoși care, zice, păstorul bun își pune sufletul pentru oile sale. Spune în Scriptură, în Evanghelia de la Ioan. Și spune mai departe Hristos, eu sunt păstorul cel bun și eu sunt ușa Tatălui. Ei, dacă acolo e ușa, stai acolo, nu umbla pe alt staul. Că cine sare pe aiurea, îi fur și tâlhar. Deci n-ai cum să ajungi tu păstor sau oaie în alt cârd, fără să decât să te tragă lupul prin gard sau să ieși pe sub poartă. Sau să ieși chiar pe poartă când păstorul doarme. Dar de ce doarme? Nu doarme că nu știe care turmă, ci se gândește la mântuirea turmei. Și cum asta? Doamne, scoală-te că ferim corabia pe valuri. Cine este acesta că ceartă vânturile? Cine este acela că a potolit furtuna? Cine este acesta că și stihiile l-ascultă? Puțin credincioșilor, spune la un moment dat Mântuitorul. La fel mai departe. Doamne, Tu ești, cheamă-mă la Tine, întreabă Petru. Dar în inima lui crede că stă de vorbă cu o nălucă. Și ce fel de nălucă? Văzând că merge pe uscat ca pe mare, a început să se îndoiască și să se afunde. Doamne, scapă-mă! Doamne, ajută-mă! Puțin, credinciosule! Iată, așa este afundarea celor care se departă de staul și nu merg pe cărarea bătătorită a Scripturii și a Sfinților Părinți și își fac legi și reguli separate. Și unde întâlnim aceasta? Iată ce spunem.
În momentul când Ioan este omorât, se începe propovăduirea lui Iisus Hristos. Și Irod spune iudeilor, tetrarhul era în nedumerire. De ce? Unii aduceau fel de fel de vești, zice, împărate, a înviat Ioan, a venit Ilie, a venit un proroc de demult. Irodiada știa la fel, cum arată în vețile Sfinților, nu pusese capul la un loc cu trupul, că se gândea la o minune fiind sfânt și a zis, nu cumva să învieze, că trupul era îngropat în Sevastia Samariei, de către ucenici care l-au luat noaptea în taină. Și atunci Irod spune iudeilor, fariseilor și cărturarilor, lui Ioan eu i-am tăiat capul, dar cine e acela despre care investiți voi astfel de fapte? Și atunci trimite pe farisei la Iordan să vadă la cel ce botează și spune mai departe în capitolul 7 al lui Luca. Zice, fariseii și învățătorii care nu se botezau de la el, au lepădat de la ei însuși sfatul lui Dumnezeu. De ce? Ei au venit să vadă la spusa lui Irod ce se petrece acolo, că de Ioan nici lor nu le convenea, că le lua țara și neamul. Le lua obiceiul și le desfința legea. Îi mustra pe față. Gândiți-vă câtă spaimă era în inima iudeilor și a învățătorilor Vechiului Testament, când ei care tocmai făceau parte din Sinedriu și vreau să arunce cu pietre în femeia desfrânată, Mântuitorul le scria jos faptele pe nisip cu degetul mai mari decât ale femeii desfrânate. Și ei lăsau ușor piatra și o ștergeau. Și iar veneau alții și lăsau piatra și o ștergeau. Și iar veneau alții și o ștergeau. Și Mântuitorul zâmbea în sinea lui că a venit și vremea când omul trebuie să fie cunoscut în rărunchele și în tainele și în măruntaiele lui, unde el crede că e locul cel mai tainic. Și atunci o întreabă pe femeia desfrânată. Zice, unde-s pârâșii tăi? Nu știu. Au plecat. Ei, dacă au plecat, du-te și tu. Dar să nu greșești. Deci iată pentru ce fariseii nu puteau să suporte pe Ioan, că le propovăduise pocăința, nu moartea. Mergând mai departe, la următoarele lucruri de care mai avem nevoie încă din această Evanghelie și ultimă duminică despre botez, rămâne acest lucru. Ioan este tăiat, Hristos botează, dar când crede că acest lucru nu poate fi făcut la infinit, ce face? Vine și revarsă harisma, cum ați auzit aseară, că s-a citit la Evanghelie. Deci vine și revarsă harisma apostolilor. Și înviind, a intrat prin ușile încuiate, a stat în mijlocul lor, le-a spus pace vouă, vă plictisiți, dar trebuie să fiți atenți, că toți sunteți botezați. Le-a spus pace vouă și a spus, luați Duh Sfânt. Ei, acest luați Duh Sfânt asupra apostolilor este un act istoric în istoria Bisericii și a lumii creștine, care s-a săvârșit în anul 33. Sau în anul 31, depinde, în anul 33, deci imediat după învierea lui Hristos, din ce motiv? Pentru că numai bine la al 30-lea an de la domnia lui Cezar August, Hristos se boteza la Iordan. Și timp de 3 ani de activitate publică, Mântuitorul a împărțit el harul Duhului Sfânt. L-a împărțit prin învățătura și minunile care le-a făcut. Dar apoi îl dă apostolilor din următorul motiv. Trebuia să plece la Tatăl. Dar trebuia să plece la Tatăl cum? Nu să se despartă de lume, ci să trimită pe acel mângâietor care vine în momente istorice creștine, la întemeierea bisericii, la cinzecime, și nu vine la întâmplare când vrem noi, cum și când ne place. Deci cinzecimea s-a repetat odată pentru totdeauna, ca orice act din istoria omenirii. N-o să mai fie cinzecime în toată ziua, de câte ori vrea omul. O cinzecime se repetă doar cu fiecare botez creștin, când copilul este afundat în clistelniță și iese cu mâna preotului din clistelniță. În restul celelalte sunt cinzecimi false în care mulți ori, povățuiți de alți ori, să duc și să pierd sufletul în ghienă. Dacă are urechi cineva de auzit să audă, dacă nu, să fie sănătoși și binecuvântați de Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că apostolii în clipa când au primit darul Duhului Sfânt, au primit și marea harismă. Ce legați, legat va fi și ce dezlegați, dezlegat va fi. Și acum eu întreb,
Dacă apostolii au primit această putere, cine mai leagă și dezleagă peste ei? Cine poate să ia o altă hotărâre sau decizie creștină decât un apostol sau urmașul lui, cei 70 care au fost aleși, apoi cei care au fost hirotoniți de ei? Deci să fim cu foarte mare luare aminte, nu cumva să pățim ca cel de la Sinaxarul de ieri. Și am zis că e foarte frumoasă povestioară și pentru ziua de astăzi. Un călugăr sporit și îmbunătățit, un frate începător dintr-o mănăstire, a simțit nevoia să se ilumineze și să se desăvârșească. Și ce a făcut? S-a dus în pustie și starețul i-a spus, nu te duce, că tu n-ai încercările pustiei. Și ce a făcut? N-a ascultat. A plecat în voia și în ciuda celorlalți în pustie, s-a suit într-o peșteră înaltă și se ostenea acolo cu post, cu rugăciune, cu fapte bune, că doar nu s-a apucat de prostii, ce putea să facă în pustie. Sfinții părinți care mai dădeau sfat începătorilor pentru pustie, le mai spunea, nu te ruga și nu zice nimic, mănâncă, dorm și te odihnește și stai acolo. Dar un alt frate neascultător, în ciuda că părintele lui duhovnicesc l-a trimis în pustie să șeadă în meditație fără să se roage sau să facă altceva, fiindcă știa cursa satanii, a început să se roage. Și în clipa când a început să se roage, a apărut satana și a întrebat, dar tu ce faci aici? Și el de frică a lăsat toate și a fugit. Ei, la ăsta satana a fost mai isteț. Ce a făcut? A venit în chip de înger și l-a măgulit. Zice, iubite frate în Hristos, zice, pentru viața ta curată, pentru osârdia ta duhovnicească, iată, zice, sunt trimis de Dumnezeu să-ți slujesc. Și fratele se minuna, dar nu spunea nimănui taina, ce să gândea el, uite băi, dacă ascultam eu de stare și stam în viața de obște, mai ajungeam la așa o stare înaltă. Și unde mai pui că a strecurat dracul pe lângă acel drac viclean sub chip de înger, un alt slujitor și înainte mergător, dracii pitonicești sau cunoscători ai tainelor înainte lucrurilor lui Dumnezeu. Și ce face acel drac înainte mergător? Vine și îi strecoară în ureche următorul lucru. Fiule, pentru viața ta curată Dumnezeu vrea să-ți dea și darul prorociei. Ia ascultă, zice, ce-ți vorbesc eu acum. Va veni la tine un boier mare să-ți ceară sfat. El are o mare pagubă, i s-a furat comoara. Este închisă în cutare loc de cutare om, să meargă acolo și să o ia. Că prin aceasta tu vei fi mare pe pământ, zice, și vei fi vestit lumii pentru asemenea faptă descoperită boierului și el te va slăvi mult pe tine. Zis și făcut. Nu durează mult și după cum spune satana, la o zi, două, dar el era tot îngeraș cu aripioare. Vine și îi spune, zice, uite ce am pățit călugăre, zice, părinte dragă, robule a lui Dumnezeu, cum s-o fi adresat, sărutându-i mâinile, făcându-i metanii și închinăciuni? Și îi spune, zice, mi-am pierdut o comoară. Nu te îngriji, frate, zice, eu spun unei, du-te în cutare loc și o ia, zice, și închide-o bine și ai grijă și să nu mai pierzi și altă dată. Și după aia să mulțumești lui Dumnezeu. Zis și făcut. Ia comoara respectivă de acolo și începe să slăvească în toată lumea. Ce proroc mare este la peștera cutare. Și când dracul înălțării bate în mintea omului, vine dracul desfrânării. De ce? S-a dus cu mintea el de acum cine-i prorocul din fața lui. Și toți câți veneau, îi se închinau și se prosternau și îl slăveau și el a uitat că de fapt este robul lui Dumnezeu în luptă cu satana. Că mi-a plăcut odată cuvântul unui tot călugăr cu care mă întâlnisem undeva. Zic, părinte, ispite ca multe. Ei, fratele meu, zice, nu scrie în pateric, zice, dar ți-o spun eu. Dacă dracu a gătit ticvulițele de pe cojoc cu care chinuia lumea, a început să combine câte două să iasă ceva nou. Deci două soluții la un loc dă o altă combinație. Și găsește el metode și așa este. Ei i-a găsit și acestui călugăraș metodă. A venit la el satana și i-a spus așa, fiule, mâine va veni un car cu foc, va veni o ceată mare de îngeri, va trebui să te sui el și să zbori la Dumnezeu, după cum spune Scripturile, că pe brațe și de îngeri vei fi purtat, cum spune Duhul Sfânt la Psalm, și nu se va poticni de piatră piciorul tău, în ceasul 6 la Sfânta Liturghie, care e atent, aude. Dar Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu.
îi dă prin minte să vestească starețului această taină. Și ca o recompensă că starețul lui i-a făcut binele de l-a lăsat la pustie, îi trimite imediat cuvânt pe fratele care aduce mâncare, zice, spune-i starețului meu să vină neapărat la peșteră, că vreau să rămână, zice, noaptea aceasta cu mine, că mâine când mă voi înălța la cer, vreau să-l iau cu mine. Că, zice, totuși mi-a ajutat să mă mântuiesc mai repede decât ceilalți ce pierii vacele sau rănesc porcii sau crapă lemne sau cosesc sau fac treabă la obște. Starețul, când a auzit, a mulțumit lui Dumnezeu de această taină că i s-a descoperit și de înșelarea drăcească care bănuia că se va apropia, vine la peșteră să suie cu el și îl întreabă, zine norocitule, zice, cum ai putut, zice, să ajungi în halul ăsta batjocorit de dragi? Ce spui, avu, zice, tu nu-ți dai seama ce vorbești, te-au înșelat dracii, frate, și-i trage două palme, zice, tu-ți dai seama, zice, ce înseamnă lupta cu Duhul Întunericului? Zice, uite ce vei face. Fă un singur lucru, faci ascultare de mine. Uite, l-a legat bine cu o funie și a spus așa, eu am să țin de tine și am să mă rog, dar când încep drace să vină sub chip de înger, tu să-mi vestești. Și în zis momentul, fiindcă starețului nu i se descoperea numai acelui călugăr, zice, părinte, acum vin. Și starețul ținea de el și striga cât putea, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe robul tău acesta, zice, de ispita cumplită. Și dracii când au văzut că au fost dați de gol și nu le iese șmecheria lor care au pus-o la cale, a început să tragă de el. Și cum trăgeau de el, au luat mantia. Și acum îi spune starețul, zice, au plecat. Au plecat că se tem de cuvântul lui Dumnezeu, să tem de numele lui Iisus Hristos, că Scripturile spun că să pleacă. Și în clipa când au ieșit în buza peșterii, a spus, uite nenorocitule în sus. Și a văzut cum dracii purtau mantia până în înaltul văzduhului și de acolo i-a dat drumul și când a ajuns jos, era toată sfârtecată bucăți. Iată nenorocitule, așa avea să se întâmple și cu tine. Cam tot în acest fel fac dracii cu cămașa botezului nostru. Când nu suntem atenți și o luăm noi pe cărările noastre personale, ne găsește ei metodă să ne înalță cu mintea de unde când cădem, să nu cădem de pietre omenești și pământești acestea care le vedem noi în jurul nostru, ci să cădem direct în iad. Ne pregătește un loc în care ne dă tot ce vrem, darul prorociei, vederea Duhului Sfânt, ne dă să facem minuni, ne dă să-L vedem pe Dumnezeu, de toate ne dă, dar ne dă acolo în iad. Adică ne țin la talpa lor și ne încălzesc cum încălzește cloșca puii, pentru că ne-a câștigat cu oarecare sudoare și osteneală. Ca să rupi o mladă din butucul bisericii, îți trebuie muncă și dracii lucrează, nu se ostene, nu dorm, pentru că ei pururea veghează. Ei, ori Ioan Botezătorul a fost acel mădular sănătos și acea vlăstare a bisericii vechiului și pecetluitoarea Noului Testament, adică butucul care a fost tăiat, dar a rodit prin învățătura lui și a rămas nemaipomenit de esențial în taina Sfântului Botez, încât Dumnezeu, pentru că a fost atins în creșter și l-a sfințit și i-a dat acea putere lui Ioan Botezătorul, știți care? I-a dat puterea nepătimirii și a ispășirii de păcat. Deci de aceea a spus că acesta e înger în trup. În momentul când s-a atins la botez Ioan Botezătorul, primește acea putere de nestricăciune, cum și dovadă că moaștele lui sunt astăzi întregi, deci moaștele nu i-au putrezit, mâna s-a află undeva prin Constantinopol, capul s-a aflat și el într-o vreme în Constantinopol, nu știu astăzi de ce să spun unde se află, și bucăți în toată lumea creștină, adică primind darul neputrezirii, a primit și darul facerii de minuni, dar s-a învrednicit de un lucru și mai înalt, pentru că n-a fost în egală măsură cu Fecioara Maria. Fecioara Maria, prin purtarea în pântece pe Hristos, a luat și ispășirea păcatului strămoșesc și a trecut în adormire, nu în moarte. Deci ea nu va mai învia la judecată, e vie. Ea, Maica Vieții, mutatul tău la viață, fiind Maica Vieții, ea doarme și se duce cu trupul direct la cer, așa cum a fost răpit și trupul, deci cum a plecat și Mântuitorul cu trup la cer după înviere și stă de-a dreapta stăpânului, stătuta împărăteasa de-a dreapta în haină prea înfrumusețată și cu lanțuri împodobite, adică a virtuților bune. Dar Ioan Botezătorul stă numai cu sufletul
acum, în momentul de față, în stânga Sfintei Treime, acolo cu Maica Domnului, icoana Diestis, unde se vede Maica Domnului și Mântuitor și Botezătorul Ioan lângă tronul de judecată. De ce? Pentru că s-a învrednicit, fiind a doua persoană a lumii zidită de Dumnezeu, care a avut viață îngerească, care a avut trăire duhovnicească și atâta înălțime spirituală încât să pipăie pe Dumnezeu cu mâna. Nimeni nu l-a pipăit. Se spune prin viețile sfinților că a mai fost un oarecare cuvios, Paisie cel Mare, care a spălat picioarele Mântuitorului, nu știu exact detaliul întregii minuni, și care folosea apa și tămăduia cu ea bolnavi. Deci iată de cât har s-a învrednicit. Ei, dar de acolo și până la asemenea taină trebuie o steneală, nu mâncând bine și stând la televizor, ci trebuie post și rugăciune și asceză încât să spună, cum spune Catavasierul, slăbit au genunchile mele de post și trupul meu s-a schimbat pentru lipsa undelemnului. Mergând mai departe și legându-ne în continuare puțin de botez, ce am putut vorbi, am vorbit de puterea Duhului Sfânt, să mergem la o parte din minunile și în scurt, două sau trei, nu prea multe, Ioan Botezătorul, în clipa când este tăiat capul, trupul este îngropat în Samaria, unde va face minuni. Și una din frumoasele minuni este și aceea pe care în laturile Savastei, acolo era un balaur mare ce mânca oameni. Și venise și rândul, așa ca în vremea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, să fie dată și o fată de creștin. Dar acolo unde se păzeau Sfintele Moaște și era și mâna Sfântului Ioan Botezătorul, era un, din ăsta un păzitor cam hapsând după bani. Și a luat acel creștin o pungă cu bani și în timp ce se închina îi mai punea în mână, îi mai punea bani. Ăsta când a văzut banii, îi stecleau ochii ca la drăgușor și a umplut tașca cu bănișori de aur, dar ăsta creștinul între timp a mușcat din Sfintele Moaște o bucățică. A ținut-o în gură și s-a dus cu ea la casa sa, i-a dat-o fiicăsei și i-a spus așa, cât de mare a fost Ioan Botezătorul de a putut birui pe balaurul iadului, pe diavolul, zice, cu atât mai mult, zice, cu nădejde în Dumnezeu, cred că îl va birui și pe acest balaur pământesc. Și în clipa când trebuia să se apropie de peștera respectivă, unde trebuia să fie mâncată de balaur, a aruncat acea bucățică de moaște a Sfântului Ioan Botezătorul în gura balaurului care era deschisă și a murit pe loc. Deci iată ce putere dumnezeiască și ce minune slăvită cu o bucățică din trupul Sfântului Ioan Botezătorul. Capul pe mai târziu, stând în muntele Elionului, a fost cumpărat locul de unui Inocente care vrea să-și facă o bisericuță. Un om sporit, creștin. Și săpând șanțuri le-a dat de cinstitul cap al Sfântului Proroc. L-a ținut multă vreme, l-a ținut, spune mai departe, ca la rândul lui, l-a ținut acolo în acea biserică până a venit ureciunea pustirii, adică a venit închinarea de idoli, au venit împărați păgâni, au venit luptători împotriva icoanelor a creștinismului și în felul acesta a fost nevoit să-l îngroape din nou. L-a îngropat din nou și după vrem și vrem de vrem, doi monași pe vremea împăratului Constantin, călătorind spre țările sfinte, au avut în vis o vedenie. S-a arătat Sfântul Ioan Botezătorul și a poruncit să-i scoată capul de acolo de unde este. Ei cam de lăsători, cam căscați, așa? N-au dat importanță. S-a arătat din nou, mai hotărător. Mergeți în cutare loc și scoateți capul meu. S-au dus în final și l-au scos, dar din lene și nepăsare ce-au făcut, l-au pus într-un sac și tocmai trecea un om sărac pe drum și a zis, băi, și așa e greu, ia mai du-l și tu. Văzând Sfântul Ioan Botezătorul lenea și trândăvia lor, s-a arătat în realitate acelui om care venea și el cu sacul liniștit și îi spune, fugi de acești doi puturoși, fugi de acești doi, zice, răufăcători, zice. Mergi la casa ta și nu mai lăsa, zice, capul meu pe mâna lor, zice, că asta este o hulă. Și l-a dus săracul om în casa lui și ce putea să-i facă? Ea prindea lumânări, tămâie, unde lemn, candelă și începuse din sărăcia din care trăia, să începe să se îndestuleze. Deci Ioan Botezătorul rânduia să primească spor și să aibă ce are nevoie în casa lui, ca altă dată, ca să se împlinească cuvântul Scripturii, care vine cu râvna și cu Duhul lui Ilie,
când stătea Ilie la Sarepta Sidonului, la văduva aceea săracă, și nu i se mai gătea făina din sac și uleiul din ulcior. A stat din mână în mână acel cap, din generație în generație, când îmbătrânea și tot îl dădea altcuiva, vremuri multe, până odată prin cetatea Emesiei a ajuns și în mâna unui alt monah preot, Eustație. Dar ce s-a întâmplat? Acela cu timpul a căzut în erezia aceasta a lui Arie, când spunea că fiul e mai mic decât tatăl, după cuvântul acela din Scriptură. Tatăl este mai mare decât mine. Era mai mare, cum v-am spus și altă dată, ca să fie clar, să nu vorbim o sută de vorbe la un lucru, prin faptul că tatăl era mai înainte de toți vecii și fiul era născut, dar nu că lipsea dintre ele, cel de o ființă cu tatăl prin care toate s-au făcut, deci nu lipsea, n-a fost o vreme când exista tatăl singur, deci de o ființă au fost tot timpul, numai că unul e născut, deci ipostasul lui Iisus Hristos. Trecând mai departe, cuvântul întrupat, așa e corect, ca să smintesc dogmatice. Mergând mai departe, acest monac ce a început să facă? A început să dea lumea la erezia aceea ariană, folosindu-se de minunile pe care le făcea Sfântul Ioan Botezătorul din acel cinstit cap. Iată câtă smerenie la prorocul și botezătorul Ioan. Că îngăduia să fie profanat un nenorocit care schimba dreapta credință. Deci vezi câtă îngăduință au sfinți și așteaptă întoarcerea păcătosului să fie viu? Și mâniindu-se, Sfântul, la un moment dat, a vestit în minte împăratului și altor clerici dintr-o biserică oarecare să-l gonească pe acel răufăcător și el, neputând să ia capul, odorul respectiv, l-a îngropat în peșteră. Și după ani și vreme, în acea peșteră, venind călugări, au zidit o bisericuță. Iar un stareț foarte sporit, arhimandritul Marcel, el vedea noaptea mereu în vedenie, ba un râu de foc, ba că porțile mănăstirii se deschid, ba că mai este o biserică, ba că se văd flăcări și cântări de îngeri. Ce-o fi, ce-o fi, ce-o fi? Și la un moment dat zice, o să stau să urmăresc și eu, zice, odată să vedem ce se petrece. Și în vedenia, în răpirea în care era, vede cum este Sfântul Ioan Botezătorul însoțit de alții doi, n-a fi fost altul decât Ioan Evanghelistul și Sfântul Apostol Andrei, primii lui ucenici, îl sărută pe acest stareț pe față, că zice, a fost atinsă barba lui și fața lui de gura Botezătorului, și îi dă un vas cu miere de binecuvântare. Unde mai întâlnim noi această minune? O mai întâlnim la Andrei cel nebun pentru Hristos. Doamne, cum e la tine în rai? Cât mai avem de suferit? Și îi dă două măsturele. În una îi pune ceva puțin, puțin și amar de lustura oasele. Și la urmă îi spune, cască gura Andrei și îi picură vreo trei picături de miere dumnezeiască, adică har dumnezeiesc. Și în clipa aceea, spune, s-au îndulcit toate simțurile, încât n-a mai simțit, zice, vreodată nevoie sau poftă de ceva pământesc. Și îi spune atunci glasul Mântuitor de, vezi Andrei, viața aceasta e ca paharul acela amar pe care ți l-am dat să-l guști întâi de te-au usturat toate mădularele. Dar și când te-ai învrednicit de acea picătură pentru care ne luptăm o viață, mântuirea sau eliberarea sufletului de păcat, te vei îndulci de slava lui Dumnezeu încât nu vei mai simți nevoia niciodată de nimic. Și spune că a fost scos capul în vedenie împreună cu un alt arhimandrit, s-au dus cu soborul pentru că și el tăinuia de frică și nu îndrăznea să spună, s-a îmbolnăvit și a căzut la pap și ceilalți au spus, e bine să mergem să spunem episcopului taina, de ce să ne ascundem și să spunem și să ne facem că nu știm? Și s-a dus episcopul cu rugăciune în acel loc, cu arhimandritul acela Ghenadie și cu celălalt arhimandrit, și-au descoperit taina și-au scos capul înainte mergătorului, care atunci când a fost pus acolo era pus într-o tipsie și acum tipsie era plină. De ce? Era plină de mir. Și spune că a venit și Sfânta Matroana, cum arată în viața ei, care era în preajma ei cu o mănăstire de fecioare, și a luat, deci a luat mir de acela, și tocmai un orb care trecea pe cale, văzând că se îmbulzește lumea, a întrebat și el, zice, dar ce se întâmplă aici? Păi zice, vine Matroana, zice, cu mir Dumnezeu din capul înainte mergătorului Botezătorului Ioan, să mă ungă și pe mine. Și în clipa când l-a uns și-a recăpătat vedere. Deci iată, apa sfințită de Ioan, când a pus mâna în creștetul Mântuitorului, ce a intrat în apele Iordanului și a binecuvântat botezul pocăinței și el a primit acel har Dumnezeu prin atingerea de Hristos, fără comuniunea apei și face minuni fiind înzestrat de harul Duhului Sfânt. Și
Și sectarii fac azi minuni, dar nu se cheamă minuni, pozne. Adică fac lucruri de te înspăimânți. Și mergând mai departe, spune că un oarecare mal prezbiter se îndoia de capul Sfântului Ambotezătorul. E, dar dacă o fi alt cap? Și în clipa când slujea odată și tămâia, atingându-se de vasul acela, i-a secat mâna. Dar când s-a zidit o nouă biserică pentru punerea cinstitului cap, Ioan Botezătorul din milă i se arată și îi spune, nenorocitule, zice, când se va duce capul meu cinstit în biserica cea nouă, să te atingi de acel vas, că te vei vindeca, zice. Și într-adevăr, atingându-se de vas, s-a vindecat. Venind vremea timpurilor grele și a prigonitorilor de icoane, se spune că capul Sfântului Ioan Botezătorul a fost din nou îngropat în taină și a stat multă vreme până ce singur, în timpul Patriarhului Ignatie de Constantinopol, a răsărit din pământ precum aurul într-un stâlp și o văpaie de foc și a fost descoperit din nou a treia oară. Trupul i s-a mărunțit în toată lumea creștină și se află mâna, este și în Sfântul Munte, porțiuni din Sfântul Ioan Botezătorul, și în Constantinopol, și în toate țările creștine. Deci am folosit lucrul acesta sau prilejul acesta de a încheia cu personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul și cu rostul botezului, ca să înțelegeți că Dumnezeu nu lucrează prin oameni de rând, ci tainele se succed și devin taine. Și dacă vreți mai mult decât atât, pot să vă spun doar un asemenea lucru. Datorită mărturiei, datorită puterii cu care Sfântul Ioan Botezătorul a mărturisit pe Hristos și s-a învrednicit încă din pântecele mamei sale să-i se închine, a primit același dar dumnezeiesc despre care numai în acatistul Mântuitorului Iisus Hristos se spune și în Evanghelie, doctorul trupurilor și al sufletelor. Și Sfântul Ioan Botezătorul este făclie și lumină în sfeșnic, cum spune Nicosul 1, și spune că este doctor al sufletelor și al trupurilor. S-au făcut biserici în cinstea hramului lui, s-au făcut biserici, chiar și biserica de aici din sat, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, cea de la parohie. Deci s-au făcut locașuri de închinăciune unde este cinstită puterea prorocească, puterea duhovnicească, puterea și binecuvântarea mucenicii și harul făcător de minuni a Sfântului Ioan Botezătorul, care rămâne mărturia cea mai înaltă și autentică a întregii creștinătăți despre și în contextul și taina Sfântului Botez. Cine botează afară de Ioan și afară de Hristos, nebun este. Cine botează afară de taina Bisericii, mincinos este. Această taină a botezului nu poate fi administrată decât de episcop, care e urmașul apostolului, de preot, care e iconomul episcopului, la mare nevoie de diacon, dacă este pe moarte și nu este preot, după aceea făcându-se lepădări, mirungere și ce e nevoie când va veni preotul, și la mare nevoie, cum obișnuim noi și știm din tradiția populară, dacă mama e la casa de naștere și copilul se săvârșește și nu poate trăi, deci până să ajungă zilele botezului, îl moaie în apă sau îl stropește cu apă și spune formula botezului creștin, se botează robul Dumnezeu în numele Tatălui, Amina, Fiului, Amina, Sfântului Duh, Amin, și dacă va trăi, preotul nu-l mai afundă în apă. Ci ce îi face? Țineți minte, îi citește doar mirungerea și catehezele ține cont de acea muiere sau stropire cu apă care a avut în clipa fatală pruncului. Și știți acea istorioară frumoasă din Ioan Iacob, când femeia murindu-i pruncul, mergând la o petrecere pe malul Iordanului, cum spune și istorioara. Zice, văzând că s-a îmbolnăvit băiatul, la mila lui Dumnezeu, ca și popa, zic și eu, și s-a botezat băiatul. Că mergând la botez, au înghețat apa în clistelniță. Dacă ar face Dumnezeu o minune de genul acesta, acolo unde se botează nebunii ăștia de sectari, să îngheță apa, dar să le îngheță și creierii în cap, măcar la 10 grade, să moare toți microbii aceștia fanatici, cred că ar fi o mare minune pentru Dumnezeu. Dar Apocalipsa trebuie să se împlinească prin care cuvânt. Cei răi trebuie să meargă să facă rău, că și iadul strigă mereu, gol, 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 și spune de glasul lui Dumnezeu, de voi umple de creștini netrebnici și nevrednici și de tot ce înseamnă suflare creștinească care nu împlinește voia lui Dumnezeu. Dar și iadul se bucură și raiul se bucură și se veselește cântând veșnic prin glasul cuvântului și apostolului Matei, porțile iadului nu vor birui biserica în veacul veacului. Și mai mult decât atât, veșnic cântare întreită, Sfânt, Sfânt, Domnul Sabaot, plin este cerul și pământul de mărirea ta, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Lăudați Domnul!